Hai să te duc într-un loc frumos. Nu. Că mă uit la tine așa. Și? Ce părere ai? Mă apuc așa un sentiment de tristețe profundă, glumesc. Să rămână! Am venit și noi la dumneavoastră aici. Am venit în prima cameră, la venitul de oglinzi. Vă urez un noroc. Să vă rog să mergeți cu mine înainte, să nu vă loviți capul. Okay. La ieșire din labirint, veți descoperi în continuare muzeul nostru. Bine, vă mulțumim mult! Am zis că o să-l duc la un muzeu de artă vizuală, pentru că eu am mai fost și mi-a plăcut, pentru că a fost prima dată și mi s-a părut interesant să văd așa reacția lui. Haide! Da, mie, wow! Mie mi-e frică pe aici. Păi vezi și tu cum pe mâna pe aici. Ba nu, că văd. Ba nu. Mamă, ce frumos se vede! Stai un pic să mă uit și la mine, că sunt frumos rău de tot. Azul meu, știi ce zic? Și dacă ne pierdem în labirintul ăsta, ce se întâmplă? Te oblin sunt. Oh, bă, eu m-am pierdut aici. Uite tu pe aici. Bă. Vii după așa. Mine? Da. Au! Pe aici, pe aici, pe aici. Pe aici? Și așa. Și pe aici. Wow! Vere, da. Eu cred că ne învârtim într-un cer. Eu sunt cam frumoasă astăzi. Cam așa. Nu ești, nu ești. Care Mateo e, Mateo? Unde ești? Tu ești aici? Vere, nu înțeleg. Trebuie să mergem încolo, gen? Cu toate că am enervat-o toată ziua și s-a supărat un pic cu mine, totuși m-a dus la Muzeul de Artă Vizuală. Și a fost chiar foarte frumos și acolo. Mi-a plăcut. Era să cad, să mă lovesc. Vezi, înainte că dacă nu eram eu, tu n-aș înge nicăieri. Noroc cu fratele tău. Am un frate extraordinar. Mateo, cum este așa de obicei, un pic mai narcisist, în momentul care a văzut atâtea oglinzi și în toate oglinzile fața lui, s-a îndrăgostit instant. Numai că, mamă, că ce frumos sunt, că ce bine arăt. Sincer, eu mă așteptam să se dea un pic cu capul de oglinzi în labirint, dar n-a fost cazul, din păcate. Dar o să-l prind eu odată pe picior greșit. Bă, Veri, vreau să mă uit în asta neapărat. Dacă... Ce cap mare ai! Bă... Da, exact așa are și în realitate, să nu crezi că e vreun de ăsta. Ia uite ce micu sunt! Am fața foarte lungă dacă stau așa. Da, așa are și realitate, ți-am mai zis. Eu cred că mă minți, că oglinda mea... În oglinda mea arăt mai bine. Și drăguț. Hai, în continuare. Da, drăguț aici. Mi-a plăcut. Era raiul de pământ pentru mine, pentru că mie îmi place foarte mult să mă uit în oglindă și mă uitam așa și în stânga și în dreapta și mă vedeam numai pe mine, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, deoarece mi se pare că îmi place așa de mine, nu știu. Mai. Wow! Uite, cam atâtea cărți am citit și eu la viața mea. Da, nu? Multe rău de tot. Zi-mă trei cărți de le-ai citit tu vreodată în viața ta. În afară de... Micul Prinț. Micul Prinț, Capra cu trei iezi. Toate astea de aici. Toate astea, mă. Biblioteca. Wow, ce tare e. Ia, cum ar fi să te împing o dată, să fac așa un vânt? Nu, că mă ține asta și plus că încolo nu cazi nicăieri, cred. Sper. Ce frumoasă e fata asta, uite asta de aici, de-o văd. Ia uite ce frumoasă e. Are față de orangutan. Ah, da, nu? Bine, mă, bine că ești tu frumos. Și semeni cu sora ta aia. Nu am nicio soră. N-ai nicio soră? Am o nepoa. Ia uzi. Wow, ce tare. Vezi e. Că aici ar fi un loc bun să stai așa și să citești o carte din spate. Să citești o carte pe aici. Da. Și chiorește în 20 de secunde, Mateo. Da. Nu, că eu am ochii buni. Tu ai ochii buni, mă. Bravo, tu ești numărul 1. Nu știu. Wow, ce tare sunt astea. Zici că sunt desenate așa cu doodling. Vezi că aici ar fi tare să mănânci ceva. Uite, scaunul. Să-mi faci un șnițel cu piure și să-l mănânc eu așa și tu să stai acolo. Să gătești. Aha. Nu? Ca de obicei. Pune-te să dormi. Da, nu? Asta oare ce faci? De la bec? De la... Iute, Doamne, ce e asta?
Trebuie să stai pe spate. Nu, nu, pune-te nu, stai acolo. Hai mă, pune-te, pune-te. Tu știi că... Așează-te, întinde-te. Întinde-te. Du-te tu prima și vin după tine, jur. Pune-te așa pe spate. Bine. Să mă pun așa pe spate. Dar nu te înțeapă. Gen. A, te ridică, gen. Cum ar veni. Wow, dar știi ce șmecher se simte? Dar e foarte dubios. Eu nu vreau să încerc. Pune-te! Hai, te rog! Nu! Dă-te mai așa. Poate-mi cade telefonul în buzunar. Dar chiar se simte ciudat. Mai ales când te lasă jos. Se simte foarte, foarte ciudat. Tu ia uite ce tehnologie aici, ce de-astea, ce... Hai să mai mergem un pic pe aici să vedem. Zis, cumperi și tu un pat de-asta. Un ce? Un pat. Unde vezi tu un pat? A, ăla. Acolo. Nu, că m-a înțepat un pic. Ha, ce tare e asta, ai făcut o poză. Ia, faci și mie o poză. De ce să mă prind să pară că pic? Sau? Mă ții și eu de scara asta? Nu, că cade, probabil. Pare da, cade, vedem. Cade, lasă-o. Lasă-o, că o să cadă. Lasă-o. Mă, prieteni, faci și imaginarea. Mai ales și o soră la fel. Da? Și față și... Tu nu prea ești imaginare, din păcate. O broască pe un cal alb. Hai, citește. Îți amintești pe... Citește tu. Vrei să citesc eu pe bune? Bine, îl citesc eu pe ăsta și tu pe următorul atunci. Bine. Îți amintești faimoasele basme în care o broască se transformă într-un prinț călare pe un cal alb? Morala poveștii este să nu judeci niciodată oamenii sau lucrurile la prima vedere. Această iluzie reprezintă ceva similar, însă, într-o versiune ușor diferită și nu complet magică. Încearcă. Ce vezi în poză? Poți observa mai multe elemente? Stai, așteaptă. Așa, ce vezi în poză? Că te întreabă aici. Aha. Deci, descriu eu prima dată sau tu? Hai, zi. E un cal. Asta e clar. Așa. Ceva chestii, seamănă cu tine, voiam să zic. Că chiar, dacă... Uite așa, da, chiar semănați. Foarte drăguți amândoi oricum. Văd aici niște flori. Așa. Și cam atâta. Tu ce vezi? Tot un cal văd. Adică mă gândeam că e ceva iluzie optică. Încerc să-mi dau seama să deslușez misterul din spate, dar e un... Și un cal, ăsta e botul urechiușe, bam, 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 ochișor, nu văd. Nu văd. Tu vezi o broască? Dacă mai întâi ai observat capul unui cal, înseamnă că încă ai dificultăți în găsirea broscuței. Poți înclina capul la stânga pentru a privi imaginea din lateral. Calul se va transforma imediat într-o broască verde aflată pe un lac. Eu nu văd. Eu încă văd calul. Nasul calului reprezintă fața și ochii broaștei, iar coama calului frunza de nufăr pe care stă. Ah, ba da, gata, am văzut broasca. Dacă te uiți așa. Nu văd. Ăștia sunt ochii. Gândește-te că ăștia sunt ochii broaștei. Ochii unei broaște. La un moment dat am ajuns la două tablouri cu iluzii optice, iar la prima era ceva broască și un cal sau ceva de genul. Și eu le-am văzut pe ambele din prima. Dar la a doua a trebuit să mă ajute Anais să văd. Era o femeie tânără și o femeie bătrână și eu nu reușeam să văd femeia bătrână. Da. Wow, da, acolo văd. Acolo văd. Ha, ce tare e asta. Hai, următorul. Hai, citește. Un spirit tânăr într-un corp bătrân. Află, știi zica la frumusețea se află în ochii privitorului? Poți vedea pe cineva într-un anumit fel, iar o altă persoană s-o perceapă total diferit. Același lucru este valabil și pentru această iluzie. Aceasta a fost creată în anul 1915 de către William Ellie Hill, caricaturist celebru. Celebru. Sperăm că versiunea găsită nu va duce la dispute majore. Încearcă. Pe cine vezi în poză, nu e atât de simplu pe cât pare. O femeie. Deci trebuie să găsiți mai mult de o singură imagine. Ok, ok, ok. Puneți mintea la contribuție. Da, deci la prima vedere e o femeie, e o tanti clar, 100%. Și atât. Tu mai vezi ceva? Nu.